Administrația Națională de Meteorologie a postat pe site-ul propriu o informare cu privire la evoluția valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 18-31 martie. Conform informării, în Transilvania, temperaturile medii diurne vor crește treptat în primele zile, urmând ca în zilele de 22 și 23 martie acestea să scadă până la 4 grade. Vestea bună este însă că, începând cu data de 24 martie, până la sfârșitul lunii, temperaturile maxime vor avea o tendință de creștere, ajungând până la 12-14 grade Celsius. În ceea ce privește temperaturile minime, meteorologii informează că aceștia vor crește de la minus 12 grade la începutul perioadei de prognoză până la valori ușor pozitive la sfârșit. În aceeași informare se mai arată că probabilitatea de precipitații va fi redusă pe 20, 23 și 24 martie, dar în restul intervalului se va menține ridicată, cantitățile cele mai însemnate urmând a se înregistra în zilele de 21 și 22 martie.